Hei, vă salut! Sunt Chionel Nistor, de la Apisines, Apicultura din România Live. În premieră pentru dumneavoastră, vă prezentăm o serie de interviuri cu distinsul și regretatul apicultor Mircea Nicolaescu. Realizăm acest lucru în semn de respect și apreciere față de contribuția adusă în apicultură. Totodată, am împărtășit aceste informații cu cei care știu să le prețuiască. Domnul Mircea, deși este trecut de miezul nopții, trecut câteva ore de miezul nopții, discuția noastră continuă. Aș vrea să vă întreb ce legătură are invertirea zahărului, cum ați învățat să face zahăr invertit, care sunt, mă rog, restricțiile privind guta și ce treabă are vinul cu guta. Ca mai apoi, dacă nu ne prinde oboseala, am vrea să discutăm și despre hidromel. Ce ați făcut cu guta? Am citit ce am citit, dar nu am fost prins, n-am apucat tot materialul să-l parcurg. Păi să știți, când mai vreți așa, din ceas și timp mai putem bodogăni o leagă ca să vă ajut să le cristalizați. Ați găsit materialul ăla cu 224 de produse cu conținutul din milipurine? Da. Ăla trebuie citit primul, să știți. Deci ăla trebuie citit primul și al doilea este de la oxaliformele astea, care e conținutul cel mai mult de acid oxalic. Pe măcrișul, pe rândul 2 sfecla, fasolea, boabe, deci nu păstăi, fasola, boabe, îi cutare și deci asta, cacao și sfecla roșie. Deci asta trebuie să fie evitate, că nu sucul de sfeclă roșie, numai pulpa, aia are oxalații în ea și care deranjează. Păi îi blochează rinichiul, știți? Da. Și îi crește automat. De... Și așa, încetul cu încetul, ajungi să fii propriu tău medic. Și la America ne au 7% bolnavi de gută în America, dar numai 3% se duc la spital, restul își fac așa, automedicamente. Că am fost eu în relație cu o doamnă care i-a publicat ca să o carte. Dar spune că am 40 de ani de căsătorie și cu când trebuia să mergem undeva, bărbatul meu avea câte o griză de gută și nu putea merge. Sau mergeam undeva, mânca și el, făcea ceva și am venit cu pantofi în mână. Că l-a luat pe ala griza de gută la picioare. Și femeia s-a studiat cu... și la american, deci nu toți se duc la spital. Eu, cum vă povesteam, am avut un coleg de muncă care în final ne-a părăsit, a murit. În schimb, preocuparea mea este că la Sibiu soția are un nepot care este ai cu sindrom Down, are aproape 40 de ani, e un supraviețuitor cu sindrom Down să ajungă la vârsta asta, mama lui e de 70 de ani și se ține să-l ajute să supraviețuiască la gută. Deci e destul de complicat, că na, fiind cu sindrom Down e porticios să mănânce una alta și... Nu, dacă cu materialele astea, dacă el învață cât de cât, că doar nu sunt așa multe materiale care sunt interzise. Sunt chestii de mâncare, deci eu nu pot mânca carne de vită. Bătrână, tânăr, nu contează. Condiția este următoarea, carnea de vită s-o fierbe în apă, o fierbe în apă și arunci prima apă. Și dacă ea are 200 de milipurine carnea de vită, prin fierbere scade la jumătate. Are 100, exact cum ai mânca un biban. Da. O știu că biban. Era un domn de la Tulcea, vrea să vină la Piatra Neamț. Zic, doare mă tale, îți măsori acid uric în fiecare lună? Nu. Păi atunci de ce vorbești de gută, domn? Păi m-a dus odată cu targă. Păi te-a dus cât, da, mă tale, trebuie să te urmărești, să vezi ce mănânci. I-am trimis materialul, trebuie să măsură fică sa, adică să... Ei măsură, pentru că tu trebuie să vezi la care reacționezi. Adică, și aici e chestia cu sindromul ăsta Down, el trebuie să vadă, să înțeleagă de ce nu are voie să mănânce, de exemplu, scrumbie.
are mult timpurini. Și protul ăla care iese, țărul care era, ne plăcea nouă când eram tineri, ăla are cel mai mult milipurini. Păi de exemplu, un șprot are 1800 de milipurini la 100 de grame de carne, să zicem așa, pe când bibanul are 110. Deci de 18 ori mai puțin. Normal că dacă mănânci un biban de jumătate de kil, nu contează ca 100 de grame de șprot. 100 de grame de șprot e mai mult decât jumătate de kil de pește. Niște chestii din astea care trebuie o leacă, cum să spun, școală cu tine însuși, ca să nu greșești. Te descurci, nu e o problemă. Adică nu ești obligat să mori bolnav. Nu ești pe vremea lui Ștefan cel Mare, că era bolnav de podragă și o trimis papa medicului personal, că nu era știința asta de a măsura, știți? Doar toată șmecheria la gută și la tot este să măsori. Deci nu se știa de treaba cu acid uric, poate ăla mânca ciorbă de măcriș, mânca cu tare și, sau bem un vin bărbătesc acum. Doar lui Ștefan cel Mare, de ce plăcea vinul de Cotnar? Vinul de Busuiaca de Bohotin. Păi puțină lume știe, domnule, știți cât Busuiaca de Bohotin veritabilă, pe câți metri pătrați se scoate, care bea Ștefan cel Mare? La Periel, lângă Bârlad, sunt 150 de metri pătrați. Atât e viță de vie Busuiaca de Bohotin, care taică-miu, fiind prieten cu directorul de acolo, îi dădea câte o sticlă, două, pe an. Iar Busuiaca de Bohotin e tot dealul ăla. Deci tot Busuiaca e un kilometru la dealul la vale. Dar Busuiaca de Bohotin pentru colecții atâta este. Că restul pământul face alt vin. Expunerea la soare alt vin și tot ce vrei. Înțeles. Dar o treabă simpatică. Au venit odată doi ruși în vizită de la guvernul regiunii Moscova. Și i-am trimis până la Durău, mă rog, am fost la vânătoare aici, i-am trimis la Durău și unul din ruși, un băiat, Parfeniu că îi spunea, o văzut că în curte la maică-mea acolo era o iarbă crescută de 20-30 de centimetri. Aveți coasă? Că îi traducea un băiat, Mihai, am coasă. O luat ăsta coasa și o bătut-o, domnule, pe ambele părți, și pe față și pe dos. Știți cât a mers coasa aia ascuțită? Cred că vreo 5 ani. Și s-au apucat și au făcut mama un periaj de iarbă în curte, lună. Și mama a zis, dacă mi-ați făcut treaba asta, eu vă dau cea mai bună sticlă de vin care este în Moldova. Și a scos o sticlă de Busuiaca din Bohotin. Înnebuniseră rușii. Umblau prin tot acutare că să caute, băi omule, nu este. Asta e de colecție. O luat galbenă de Odobești, dar nu le-a plăcut niciun vin. Și vrei, atât o avut, mamă, o sticlă, că vă dădea și pe a doua nu era frut, era originală de la Perier, știi? Așa că sunt multe trepuri simpatice întâmplate în viața asta și... Nu le mai săturăm povestind. Doamne, știți ce se întâmplă? Sunt niște chestii care nu se întâmplă în fiecare zi. Vezi băieții ăștia și nici n-au de unde să învețe, domnule. Pentru că când ne aud ăștia cu zahărul invertit, doamne, îmi vine așa cu sifon, domnule. Zic, dar eu am avut și baftă. Una că zahăr invertit făcea mama la stupe, adică nu era o problemă. Dar am stat lângă trei vinalcooluri la Tutova acolo. Trei vinalcooluri erau. Și era, de exemplu, la un vinalcool, Don Bălan. Relații foarte bune cu familia părinților mei. Mă rog, oricând vroiam o damingeană de vin, îmi dădea vinuri de clasă, vinuri cu tare. Fără să plătesc, fără nimic, dar nici eu nu mă duceam toată ziua. Și venea, de exemplu, zic, Don Bălan, vină vre până la mine la stup, dar nu vine cu mâna goală, că nu-ți dau eu în vasele mele. Vină cu o găleată. Și venea cu găleata și umbleam găleata cu mierii, știți? Uh-huh. Și mă duceam la el, îmi dădea și o dată îmi spune, băi, când pleci acum de la Floarea Soarelui de aici, treci pe la mine, dar să ai niște stup goli împreună, înăuntru. Mă duc eu, trag înăuntru la vinalcool, uite, cu tare, cum avea? Mi-au băgat 200 kg de zahăr în stup.
goi, bineînțeles, că n-aveau nimic astup, erau corp peste corp, ziceai că e vorba aia, turnul Babel. Nimeni pe drum nu s-a prins că în mijlocul remorcii mele am zacărola, că, mă rog, nu era. Dar când m-am uitat la el în magazin, m-am blocat. Zic, tu, Bolanda, mă, tale-i vagoane de zahăr aici. Ce faci cu zahărul ăsta? Băi, dar tu ai impresia că vinul până în 12 lei sau până în cutare, îi vinul întâi, bă? Fii serios, e făcut. Și mi-a arătat cum făceau ei vinuri, știți? Vinul 2, vinul 3, vinul 4. Și am făcut și eu vin din mere, din mere din ăsta de fructe și i-am dus. Deci ai pus zahăr în el, nu? Da. Dar zahărul de ce nu l-ai invertit? Păi nu știu de ce nu l-am invertit. Păi fă ca la albini. Pune un gram de sare de lămâie, fierbe-l, când se tulbură, s-o limpezit, vezi, pe la 75 de grade, s-o limpezit. E zahărul invertit și nu te prinde la analiză. Așa facem și noi. Și mi-o dat de la vin alcool de acolo un borcan de acid citric și un borcan de acid tartric, câte un kilogram. Că și acidul tartric transformă zahărul în zahăr bun. Din rădăcină îl face de... Când el spune, băi, zahărul de rădăcină de setlă, ți-l face din ăsta, de floare, ca de viță, care, sau de măr. Și, deci, m-am lămurit cu asta. Plus că după aia n-am mai pus eu în vinul meu de mere, în cidru, n-am mai pus eu zahăr, nici invertit, nimic. Am pus mere de albine. La vinul de coacăză puneam tot mere, că aveam de unde, adică nu era nicio problemă. Când am dus vin de coacăză neagră, o damingeană de 20 cu tare, vă dați seama că cel puțin de vinul de mere îi plăcea, bă, câte bidoane îți dau? Cât îmi trebuia? 1, 2, 3 bidoane, că aveam și o mică obligație din ăsta. Dar am văzut cum făcea vin alcoolul și o vine la mine bețivan din ăștia, înainte de 90. Nea Mircea, am venit să facem probă la vin. Îi bobiță sau nu-i bobiță? Bun, bă, faceți probă. Dar cum faceți probă? Haideți să vă spun cum făcea probă. Punea apă într-un pahar. Veneau cu Batista în nou-nouță. Băga Batista în pahar, așa frumos, ca să iasă apa în Batista. Turna vinul în Batista, înțelegeți? Și ridica Batista încetul. Și vinul meu rămânea lentilă deasupra apii. Nea Mircea, ai bobiță. Ai dreptate, în pis, dar mă, era pe strada cealaltă și două colțuri. Da, ce puteai să spui omul? Că ăla nici măcar nu era vin normal, era vin făcut cu micelii. Și am să vă spun acum cum se făcea vinul cu micelii. Era vinul 4 ăla. Nu trebuia să ai struguri, nu trebuia să ai nimica, nici... Nu trebuia... Aveai micelii pe agar, agar, neprubetă, puneai așa. Și băieții au făcut probleme. Nu s-a dus vinul jos. Când am încercat cu zahăr făcut, vinul curgea pe marginea paharului și te-o prins că-i zahăr. Pe când așa, eu zic că-i bobiță, dar el era invertit zahăr. Da. Și vin alcoolul avea micelic, mi-o dat și mie probetii. Domnule, vrei să-ți fac o tonelă? O tonelă îți fac. Vrei fetească? N-am umblat cu vin roșu, dar cu vin alb am făcut toate vinurile. Toate porcările. Ce făceai? Puneai fiola aia, o spărgeai. Dar nu contea. Și aveai o ciupercă întinsă pe o gelatină. O puneai în 50 de grame de cu zahăr mult și cu tare și ala când se începea să fermenteze, a doua zi, dacă băgai nasul deasupra apei a călduță, puța a o tonelă. Puneai în 500 de grame, tot așa cu zahăr deja, dar la 5 litri puneai exact 200 de grame de zahăr la litru. Adică la și puneai 5, deci înmulțeai cu 10, știți? 50 de grame, 500, 5 litri, 50, 500, 5000. Și se făcea vin de cât vedea. Și ăla îl puneam la butoi și îl vindeam. Deci și tot zahărul ăla era zahăr invertit. Dar eu cel puțin am văzut șmecherile în vin alcool, nu? Vă dați seama că eu la vremea asta, eu nu mai cred în niciun vin, domnule. Eu nu mai cred în niciun vin. Nu cred că vreun vin se face corect. Nu cred. Eu personal, asta e în mine. Eu nu mai beau deloc. Am 20 de ani de când nu beau. Când m-am lămurit ce rău face în ficat pentru diabet și tot. Și s-a terminat. Dar de făcut vinul am făcut tot ce vrei. Și toate invertite. Deci nu mai beți dumneavoastră vin că vinul face rău. Nu că cel care este face rău.
domnule, vrei să spun un lucru? Vinul, oricare ar fi, nu-i bun. Să ne minte ce spun măcar. Dacă vrei să mori sănătos, bea țuică slabă. Nu țuică la 60 de grade. Că aia te duce, îți face cheag la creier. E constrictoare la asta. Pe când o țuică până în 20 de grade, da, poți să ai o țuică de 60, dar pune peste ea suc de roșii. Și o aduci la tăria asta a vermutului. Ești chiar la vin la 11 grade. La 18 grade, așa domnul. Aia îți face... Eu am văzut la facultatea, prima mea nevastă a fost farmacistă. Am fost la simpozioane la Iași și care îi recomandau profesori universitari de la farmacie că dacă ai dureri de cap, să iei un antinevralgic cu o țuică slabă. Și nu o să ai dureri de cap și să rezolva. Că îți făcea vasodilatație la cheagurile de la creier și nu făceai vorba aia, nimic. Deci țuica slabă trebuie luată, nu țuică tare. Iar la vinuri, păi când am fost la Craiova, am luat vin rușu de Sâmburești, că eram curios să văd și eu cum e vinul. Că am adus vreo 7-8 sticle cu trenul, păi să văd și eu cum, nu mi-a plăcut. Vinuri seci, vinuri cu tare, zic, bă, așa e teritoriul la ei, adică asta e vinul, asta e cu tare. Dar vinul ăla dă gută, bre. Tot vinul care nu-i dulce, și depinde și de loc. Una, de exemplu, același vin, de la Panciu e una, de la Codnari alta, de la Murfatlar, deci astea seamănă. Dar între Panciu și Nicorești, unde sunt câțiva kilometri, e alt vin. E alt vin și îmi face rău la gută. Așa că, dar părerea mea e următoarea, că eu umblăm mult la ruși, am avut discuții mari cu profesori de-a lor, oameni de știință, și care mi-au spus următorul lucru. O țuică, o vodcă de-a lor de 33 de grade, ca să ai făcută din Mendeleev, 50 de grame, este echivalentul unui mese bun. Și mi-a explicat de ce. Dacă tu bei înainte de masă o țuică, cum bea tot românul că e prost, și mănânci o friptură și te duci la o doamnă să fie mulțumită, nu o să fie mulțumită. De ce? Carnea este cea mai... se digeră în 3 ore și corpul obosește. Țuica, când ai băut-o înainte, pălinca, țuică, vodcă, nu contează, ficatul tău nu așteaptă să vrâjnească friptura care durează 3 ore. El se ocupă imediat de alcool, care e făcut cu tare și ce face? Face grăsime și face ficat gras, adică ai steatoză hepatică. Steatoza hepatică nu permite carnea să meargă repede și vrei performanță la o doamnă. Te duci degeaba. Dar du-te și mănâncă o salată și bea numai un pahar de vin. O să fie toată lumea mulțumită. Dar dacă îi spui la unul, bă, m-am dus și am bău, m-am simțit, acum cât mai o strigare, două, dar îți faci inventarul și ai terminat-o. Domnul Mircea, sunt multe subiecte care incită curiozitatea colegilor, dar permiteți-mi acum să manifest și curiozitatea personală. De ceva vreme tot caut pe o rețetă autentică de hidromel și am găsit și în cărți, am și discutat și cu oameni care au auzit, dar și cu oameni care fac hidromel. Sunt tare nerăbdător să putem discuta despre o rețetă pe care dumneavoastră o cunoaște de hidromel. Deci nu dacă ați și făcut-o sau aveți cunoștință de persoane care au făcut-o. Fiindcă acum este destul de târziu și am parcurs în episodul acesta câteva discuții interesante, rămâne ca în episodul viitor să discutăm și despre hidromel. Deocamdată urez colegilor audiție plăcută și la reauzire.